Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 10 iulie, ești mai îndrăzneață, impulsivă și nerăbdătoare decât un rac tipic. Spiritul inovator și dorința de schimbare îți permit să renunți mai ușor la tradiții. Cu toate acestea, nu accepti modificări doar de dragul modificărilor. O necesitate interioară de a fi atentă la lucrurile importante indică cât de departe poți să mergi fără a trece peste limita ceea ce este permis. În încercarea de a-ți atinge propriile scopuri, te confrunți adesea cu un conflict între devotamentul față de familie și o înțelegere clară a valorii personalității tale, ceea ce te face să dorești să-ți lași amprenta în lume. Detașarea este condiția obișnuită care te însoțește de-a lungul vieții chiar și în momente de succes și de triumf, reacția imediată, receptivitatea, sensibilitatea, găsesc în sufletul tău un teren fertil, rezultatul fiind o personalitate extraordinară care este în același timp obsedată de dorința de succes și supusă greșelilor. Talentele vizuale sunt evidente în tine. Asimilezi impresiile primite de la lumea exterioară și, trecându-le prin prisma propriilor sentimente, le folosești în munca ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sensibilitate, prudență, psihologie, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală? Nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul Zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor, căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori. Aprovizionare. Pentru scriitori și bucătari, planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Universul ți-a dăruit o grămadă de talente și calități umane excelente, curaj, activitate, independență și diligență. În același timp, ai o tendință de risc și o proporție semnificativă de levitare. Calea ta în viață este schimbabilă vor exista multe aventuri și incidente care nu sunt întotdeauna plăcute. În general, ai perspective bune de a progresa în viață în toate domeniile. Ai un caracter destul de contradictoriu. Perioadele de activitate pot fi înlocuite de o indiferență totală față de tot. Victoriile și succesele proprii pot pierde broscorice valoare în ochită. Tratezi oamenii cu bunăvoință și sensibilitate să un ajutorul lor și îi vei susține la necaz. Datorită sensibilității tale sporite, nu ești foarte dispusă să se permită oamenilor din afară să intre în lumea ta interioară. În plus, prefer să ți menții activitatea scăzută. Cu toate acestea, atunci când este vorba de necesitatea de a avansa pe scara carierei sau de a atinge un scop, tu nu vei ezita să-ți îndrepți umerii și să te arăți puternică și luminoasă. Observând cu răbdare lumea din jurul tău, îți dezvolți propria filozofie și nu este deloc necesar ca aceasta să aibă o înclinație clară față de o moralitate înaltă. Dacă îți formeze opinii radicale poți trăi conform propriilor tale convingeri politice și este de datoria descendenților să te evalueze ca fiind sfântă sau păcătoasă. În general oratoria nu este pentru tine. Ești o fire liniștită care preferă să observe și să acționeze pendelete. Natura ta lunară implică farmec și originalitate. Dacă ești mai conservatoare, ai tendința să duci o viață modestă, chiar anonimă. În acest caz, par să cauți refugiu, ascunzându-te de lumea exterioară, încercând să rămâi neobservată. Cu toate acestea, în anumite perioade critice ale vieții, care coincid cu anii adolescenței, de la 30 la 40 și de la 50 la 60 de ani, poți să scapi decisiv de cătușele pasivității și să intri într-o fază mai activă existenței tale. De obicei, te pregătești pentru o astfel de schimbare cu câțiva ani înainte și urmărești un obiectiv clar. Tu nu te temi să-ți exprimi punctul de vedere, dar o faci întotdeauna cu tact, sensibilă la sentimentele altora. Îți poți sacrifica propriile dorințe și nevoi, pentru a nu condamna pe alții la suferință. O astfel de tendință de a te sacrifica pentru alții, pentru a evita o coliziune cu realitatea, se poate transforma în daune morale pentru tine. Trebuie să-ți amintesc că o așteptare prea lungă poate duce la omiterea oportunităților, te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, afectuoasă, Cinstită, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 10 iulie soartata? Ai o personalitate extraordinară. Ești intenționată, decisivă și muncitoare, tot ce ți asumi este ușor pentru tine și de succes, dar, foarte des, dorința de succes este adiacentă la starea de spirită de fetistă și chiar la dedașare. În principiu, tu nu ai o nevoie specială de a comunica cu nimeni, de asemenea, autoexprimarea activă nu este pentru tine. Cel mai confortabil pentru tine este să rămâi în umbră studiind calm și înțelegând cu atenție tot ceea ce se întâmplă în jur. Impresiile pe care ți le oferă lumea înconjurătoare sunt asimilate mai târziu, umplute cu propriile sentimente și folosite în lucrarea ta. Deoarece ești hipersensibilă, ești deosebită de atentă în privința lumii tale interioare, încercând să nu permiți să transpire în afară. Poate că misteriozitatea și farmecul tău deosebit îți provoacă simpatia altora. În plus, ești destul de modestă, restrânsă, iar vanitatea și mândria sunt complet străine față de tine. Cu toate acestea, chiar dacă nu ești foarte activă, nu poți fi considerată melancolică, pentru că tu ai o energie și o voință extraordinare, care sunt activate atunci când apare oportunitate în carieră sau când vine vorba de atingerea scopului dorit. În aceste cazuri, Ești gata să acționezi decisiv și să arăți perseverență fără precedent, demonstrând ingeniozitate naturală și abilității deosebite. Îți exprimi întotdeauna cum drăzneala opiniile, dar în același timp ești extrem de tacticoasă și foarte atentă la sentimentele altora. Mai multe decât atât, pentru a nu provoca suferință altora, ești gata să uiți de propriile tale nevoi și dorințe? Deși această poziție nu poate fi numită corectă, este imposibil să fii fericit sacrificându-ți binele și să aștepți cu răbdare întoarceți-vă pentru fericire, puteți pierde oportunitățile reale care ți-ar face viața cu adevărat de succes. În acest sens, trebuie doar să devii mai activă și mai decisivă, să renunți la timiditate inutilă și să nu te temi să faci greșeli, chiar dacă par a fi prostii pentru altcineva privind viața din exterior, poate fi o formă tentantă, dar viața în acest caz poate trece pur și simplu pe lângă tine ca spectator. Dragoste și compatibilitate Într-o relație strânsă, ești un romantic absolut. Ești îndrăgostită, cauți iubire sau trăiești în niște iluzii în care tu ești amanta suverană. Tu înflorești dacă totul merge bine într-o relație, dar când un partener nu-ți satisface așteptările, de vigoală, Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul, și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Te-ai născut cu mari abilități creative și poți deveni artist, muzician, scriitor. Succesele în afaceri nu sunt foarte semnificative din cauza instabilității tale interne și a ambiției foarte puțin dezvoltate. Cu toate acestea, poți reuși să depășești în consecvență personalității tale și să construiești o carieră destul de reușită. Sănătate și boli. Nu ar trebui să fii pasivă cu privire la starea ta de sănătate, mai ales dacă vorbim de afecțiuni cronice. Ești mult prea indiferentă de sănătatea ta, declanșezi multe boli și devin cronice. Inima și vasele de sânge, stomacul și intestinele, articulațiile și mușchii sunt afectați. De aceea, în primul rând, ți se recomandă o vizită regulată la medic, precum și proceduri de masaj și profilactice. În general mănânci tot ceea ce ți-a fost oferit, dar ești sfăduită să-ți dezvolți abilitățile culinare pentru a-ți diversifica gustul și a fi mai selectivă în dieta ta. Exercițiile fizice îți sunt recomandate numai în cantități moderate, mersul pe jos și notul sunt deosebit de utile pentru tine. Perioadele de activitate scăzută contribuie negativ la starea de sănătate, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură talentată, curajoasă, muncitoare și independentă. Ești energică, întreprinzătoare, neînfricarea ta uneori se învecinează cu nesiguranța. Trebuie să fii mai atentă pentru a evita rănile, accidentele, dezastrele. Vei putea să te exprimi în muzică, artă, Literatură Sfaturi pentru tine Principalul sfat pentru tine este acela de a lucra pe tine însăți, astfel încât contradicțiile interne să nu afecteze locul de muncă, relațiile cu oamenii și viața de familie. Angajează-te în mai multă activitate, fii mai atentă la sănătatea ta. Încearcă să găsești un echilibru între reverie și profunzimea naturii tale. asumă un rol mai activ în tot ceea ce te înconjoară. Timiditatea ta reprezintă o barieră în calea exprimării ideilor tale. Nu-ți fie frică să faci greșeli sau să pari părerile. Renunță la securitatea falsă ce ți oferă părerile din exterior. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități, cadou în bani este o idee minunată. Dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza. Poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente. Fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.